Imaginile au fost surprinse cu telefonul mobil și postate pe un site de socializare. Timp de cel puțin 4 minute, autoutilitara care fusese implicată într-un accident pe strada Adrian a ars cu flăcări foarte mari. Hai să-i ajungă, uite, pe cauciucul ăla. O femeie dintre cei care priveau cum arde mașina a întrebat dacă nu ar fi posibil ca cineva să intervină cu un extintor până la sosirea pompierilor. Totul era însă în zadar. Nici șoferul nu se mai afla lângă autoutilitara destinată transportului de pâine. Frate, n-are nimeni un extintor, ceva? Extintor, ceva! Mașina a luat foc după ce a fost implicat într-un accident, iar șoferul nu a decuplat bateria și a plecat de lângă ea. A luat foc mașina. O lăsă cu bateria pus. În câteva minute, la fața locului, au ajuns pompierii care au intervenit cu autospecială cu apă și spumă. Imediat cum au ajuns la fața locului cu autospecială cu apă și spumă, pompierii mehedințeni au lichidat incendiul care a izbucnit la acea autoutilitară pe strada Adrian din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Incendiul a cuprins elemente din plastic și cauciuc de la motorul autoutilitarei și habitaclul acesteia. Pompierii au stabilit drept cauză de producere a acelui incendiu un scurt circuit electric produs la acumulatorul electric lăsat sub tensiune. Autoutilitara a fost distrusă aproape în întregime, iar flăcările care au cuprins-o nu au produs alte pagube.